Proiectul dorește instruirea lucrătorilor din turism în conformitate cu cerințele actuale ale pieței muncii, dar și cu solicitările de calitate ale clienților, tot mai ridicate în ultimii ani. Din păcate, o mentalitate în țara noastră că oricine poate lucra în industria turistică, poate fi reprezentant, poate fi ospătar, poate fi bucătar, însă nu este așa, sunt meserii specifice și ați văzut și dumneavoastră că de foarte multe ori clienții duc lipsă de servicii de calitate, de personal cu un alt grad de calificare și cred că este binevenit un proiect cu astfel de finanțare europeană, mai ales că se va cala și pe această nouă meserie, aceea de agent turistic. Românii vor beneficia în cadrul proiectului de expertiză italiană. Putem, din cei 250 pe care îi vom pregăti în județul dumneavoastră, să putem să selectăm un număr de cel puțin 30 de persoane care să meargă la această specializare la un nivel superior, să facă noua profesie, să fie trimis în Italia, să facă și practică și teorie și să vină cu o viziune nouă despre ce înseamnă a promova circuite tematice și a crea circuite, pentru că motto-ul internațional despre turism în acest moment este nu mai vindem turism, vindem emoție și noi experiențe.